Bună ziua! Sunt profesorul Vasile Cărbătă și am participat pentru prima dată la o activitate organizată de această instituție importantă a orașului, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Impresia pe care am dobândit-o este excelentă și sunt convins că îmi voi face totdeauna timp să mai trec pe aici, pentru că ai ce schimba opinii, ai cu cine schimba opinii și te poți relaxa din punct de vedere intelectual. Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. Conducerii casei, respectiv domnului procuror Mihai, îi doresc reușite în continuare, pe măsura celor deja consumate, pentru că totdeauna s-a implicat în acțiuni de răsune. Mulțumim și felicitări! Bună ziua! Sunt învățătorul Botez Liviu, promoția 1964 și am participat cu mare bucurie la această festivitate de zi a învățătorului, la care ne-am putut întâlni cu cei care au lucrat la catedră 10 și 10 de ani și cărora le spun la mulți ani încă o dată și să ne mai vedem și peste ani. Mulțumim gazdelor, domnului președinte al casei de ajutor reciproc, Elena Cuza, domnului învățător, procuror Nicolae Mihai. Mă numesc Angeluță Zâna, sunt învățător pensionar. Am participat astăzi, 30 iunie, la o activitate organizată de Casa de Ajutor Reciproc Elena Cuza din Bărbat. O activitate deosebită. Țin să mulțumesc cu acest prilej dascălilor mei care m-au învățat și m-au determinat să ajung învățător. Și țin să mulțumesc din toată inima organizatorilor acestei case de ajutor și reciproc, care sunt niște oameni deosebiți, mai ales domnul procuror Mihai și tot colectivului respectiv. Sunt învățătorul pensionar Aurel Zâneanu. A funcționat la școala numărul 8. Absolvent la școlile normale din Bărlat, unde am avut mulți colegi care astăzi sunt cadrele didactice. Sunt satisfăcut de faptul că în cariera aceasta didactică am avut satisfacții suficiente pentru ca să pot să declar mulțumit și să recomand și altora să facă aceeași muncă de calitate pe care am săvârșit-o eu, așa mă consider. Domnul ăsta a învățământului, sunt multe pretenții, dar fiecare și le face în limita capacității, în limita posibilităților pe care îi le oferă și materialul cu care lucrează, dar și condițiile de celelalte scori la care funcționează. Eu oricum sunt mulțumit de tot ce am realizat în această activitate în timpul activității profesionale. Mulțumesc foarte mult organizatorilor, în special domnului Mihai, care a organizat această sălătate, că este tot din domeniul învățământului provenit și care n-a lăsat să piardă această organizare a zilei învățătorului și îi recomandăm și dumnealui și celor care îl vor urma să continue cu această zi a învățătorii așa în modul în care s-a organizat astăzi. Bună ziua! Sunt Doilița Grigore, profesor de matematică la școala Gara Banca. Astăzi am participat la un eveniment deosebit și anume sărbătorirea zilei învățătorului. La această manifestare am participat din partea școlii Gara Banca cu trei interpreți de muzică populară pentru a destinde atmosfera. Elevii care au participat sunt Grigoruț Elvis, Cucu Lorena, care sunt în clasa a 2-a, și Sartene Cătălina, din clasa a 6-a.
Elevii noștri au participat la multe concursuri și au obținut premii și aprecieri deosebite, dar nu în ultimul rând trebuie să vă spunem că au obținut și rezultate foarte bune la învățătură, ei fiind premianți. Impresiile mele în urma acestei manifestări sunt foarte bune și salutăm decizia domnului magistrat Nicolae Mihai, președintele CRB Elena Cuza Vârlat, pentru organizarea unui asemenea eveniment unde dascălii noștri au fost centrul atenției și s-au simțit oameni importanți. Trebuie să mărturisesc că și eu, în calitate de dascăl, trebuie să apreciem și să spunem, suntem cei care descoperim potențialul copiilor, le valorizăm toate aptitudinile și competențele, astfel încât prin curaj și prin faptul că pot să-și atingă un ideal sau un țel în viață, la final să mulțumească și dascărilor celor care le-au urmat pașii. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc colegii mele, doamna învățătoare Diaconescu Gabriela, care a coordonat prezența și pașii celor trei copii. Felicităm încă o dată pe domnul magistrat Nicolae Mihai pentru activitatea desfășurată și ne dorim ca și în perioada următoare să mai organizeze astfel de activități frumoase. Felicitări, domnule președinte Nicolae Mihai, pentru activitatea frumoasă desfășurată astăzi și la mulți ani tuturor cadrelor didactice cu ocazia zilei învățătorului. Orice floare, să fim mari, noi toți visam. Azi suntem plecați în lume, dar de școală ne amintim și de învățătorii noștri pe care noi îi iubim, pe care noi îi iubim. Învățătorii mei, învățători, azi am venit să vă aducem flori și lacrime de dor, de dor. Noi vă iubim, scumpi învățători. Dar ce ați avut mai bun? Școala dragă ne-a fost casă, de tot ne-amintim acum. Azi suntem plecați în lume, dar de școală ne-amintim și de învățătorii noștri pe care noi îi iubim, pe care noi îi iubim. Învățătorii mei, învățători, azi am venit să vă aduc în flori și lacrime, și lacrime de dor, de dor. Noi vă iubim, scumpi învățători. Învățătorii mei, învățători, azi am venit să vă aducem flori și lacrime, și lacrime de dor. Noi vă iubim, scumpi și dragi învățători. Na 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 na, na 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 na.
rămase cu noi melodii, dar anii de școală rămân o povață și-n anii de vreme și-n anii târzii. Cântecul cu vorba voastră scrie, graiul vostru este veșnic vin. Pe aripi de gând vă scriu de-atâtea ori scrisori, iubiți învățători, iubiți învățători. Trec anii și zboară departe de școală, de ultimul sunet de noi banca din școala natală, în sufletul nostru mereu am florit. Cântecul cu vorba voastră scriu, graiul vostru este veșnic fiu. Pe aripi de gând vă scriu de-atâtea ori scrisori, iubiți învățători. Trec anii și iarăși o copață, copii însetați de sfătosul cuvânt. Cu voi împreună ce mândru se-nalță, dulcele trai pe străbunul pământ. Cântecul cu vorba voastră scriu, graiul vostru este veșnic fiu. Pe aripi de gând vă scriu de-atâtea ori scrisori, iubiți învățători, iubiți învățători. Cântecul cu vorba voastră scriu, graiul vostru este veșnic fiu. Pe aripi de gând vă scriu de-atâtea ori scrisori, iubiții mei și scumpii mei învățători. Scrisori, iubiți învățători.